Așa să ne ajute Domnul să strigăm, vino Doamne Iisuse, amin. Amen. Luca vorbește într-un anumit fel, însă astăzi voi citi de la Matei, capitolul 13, versetul 44, despre modul în care Iisus Hristos le-a prezentat împărăția și asemănarea acestei împărății în această pildă. Voi citi doar un singur verset, versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. Într-o țarină, omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Amin. Amen. Vă invit să vă reașezați cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că voi aveți niște comori aici, la Biserica Emanuel. M-am uitat în stânga și am văzut copiii aici cât de minunat au cântat Domnul să-i binecuvinteze. Amen. Sunteți niște comori binecuvântate. Și cu cât căutați mai mult cântarea, cu cât căutați mai mult rugăciunea, cu atât mai mult se va descoperi ce Domnul a așezat în voi. Lăudați să fie Domnul! Aici, în locul acesta, m-am bucurat deseori când am venit la casa lui Dumnezeu. L-am simțit pe Domnul. Și Dumnezeu a binecuvântat această adunare, Emanuel, cu mult potențial. Nu v-a lăsat Domnul, au trecut ani de zile de încercări. Au trecut acești ani de pandemie care au fost. Mă uit la adunare și văd adunarea aproape plină. Acesta este faptul că Iisus Hristos e viu. Iisus Hristos a înviat. Hristos a înviat. Datorită faptului că El este viu, bisericile sunt deschise. Și câtă vreme El este viu, mai este șansă pentru omenire. Lăudat să fie Domnul. M-am gândit la acest verset, un verset simplu, o pildă pe care Domnul le-a dat-o acestor oameni, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. Ce e o comoară? Sunt foarte multe lucruri ascunse în lumea aceasta, bine așezate undeva, și oamenii nu au acces la acele lucruri decât doar dacă caută adânc. Dacă o comoară este băgată puternic în pământ, trebuie să sap foarte mult să ajungi acolo. Nimeni nu își permite să pună o comoară la suprafață, da? Comorile sunt cât de bine adâncite undeva, într-o adâncime oarecare, sau comorile sunt legate foarte bine cu ceva, cu un sigiliu, prinse bine, legate bine, ca să nu poată să aibă acces oricine acolo. Valoarea unei comori nu e determinată de cât costă ea. De exemplu, dacă cineva ne-ar spune nouă astăzi, cerul costă atâta. Unii poate ar zice, eu vreau banii ăștia, dacă cerul costă atâta, eu vreau banii ăștia. Îi ofer banii ăștia. Sau altcineva ar spune, nu vreau să ajung acolo, dar vreau valoarea cerului. Îmi doresc valoarea lui. Însă valoarea unei comori nu e determinată prin suma acelei comori, valoarea ei în bani,
și valoarea și puterea unei comori. Secretul ei este că atunci când o ai în mână, ea ți aparține ție și ea ta și tu nu vrei să o dai. Tu mai degrabă vrei să o păstrezi, Doamne ajută! Așa este cerul, mântuirea. Nu e de ajuns doar să vorbim despre el, ci el e valoros, cerul, când îl avem în noi. Măriți să fie numele Domnului în veci. Sunt foarte mulți oameni care spun că ești o comoară și m-am uitat în jurul meu și văd astăzi o lume a complimentelor. Trăim astăzi o vreme în care în lumea online, în lumea reală, în lumea mass mediei, chiar oamenii spuneau, chiar doctorii de știință spuneau că lumea e mai tupeistă online. De aceea e atâta ponegrire online, calomniere online, bătaie de joc. Pentru că oamenii au mai mare putere în lumea virtuală. Acolo poți să-i spui la cineva că e nebun, poți să-i spui la cineva că ești de undeva și tu de fapt nu ești de acolo. Acolo poți să arăți într-un fel și de fapt nu e așa. Lumea aceasta a complimentelor prin lumea virtuală a deschis un apetit astăzi foarte mult și multe comori sunt descoperite pe unda aceasta. Și totuși, statistica spune că în vremea aceasta oamenii din punct de vedere virtual sunt foarte binecuvântați, cu mulți prieteni și cu multe relații. Dar totuși, cercetările s-au făcut și ne spun că totuși oamenii devin tot mai singuri. Oamenii devin tot mai singuri. Dragii mei, mă întorc la comoară. Ești ca o comoară. Și totuși, de multe ori uităm că Dumnezeu a pus lângă noi niște comori și în loc să căutăm și să săpăm adânc, ne oprim. Mă rog ca în seara asta, la finalul programului și al acestui mesaj, să descoperi și să găsești comoara care e în tine. Iisus Hristos, lăudat să fie în numele Lui în veci. Totuși am observat în vremea aceasta, dragii mei, că e neprețuită această comoară, cerul. Atâția tineri neprețuiți, atâția mame neprețuite, atâția tați neprețuiți, atâția familii neprețuite. Totuși există ceva în secretul acestui text. În primul rând, tot vorbim că e o comoară, nu? O comoară. Și textul ne arată că comoara aceasta era ascunsă într-o țarină, într-un loc bine îngrădit, într-un pământ bine conturat, bine măsurat. Acolo era ceva, nu se vedea. Era o comoară, așa ne spune acest verset. El a ascuns, ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Luca 10:21, el a ascuns lucrurile de cei înțelepți, aceste lucruri de cei înțelepți și le-a descoperit cui? Pruncilor. Vreau să spun ceva în această seară, oricine ai fi, în tine e ceva ascuns, mai trebuie să fie găsit. Ne uităm astăzi unii la alții și ne vedem și ne potignim în noi. Și spunem, noi ești nimic din pruncul ăla. Noi ești nimica din biserica aia, noi ești nimica din cutare om. Dragul meu, tu care mă asculți în această seară, tu ești un loc. Știu că poate să-mi spin pe locul acesta.
Poate sunt vânturi care au bătut și oamenii calcă peste tine și calci și tu peste viața ta cu cuvinte. Vreau să spun ceva. Există ceva ascuns în tine. Există o comoară. Și în această seară va trebui să o descoperi. Ai vrea lucrul acesta? 1 Petru 3:4 spune despre podoabă și eu aș vrea să spun aici altfel. Comoara voastră este în omul ascuns al inimii. Noi de multe ori suntem intimidați și spunem ești frumos ca o comoară sau ești frumoasă ca o comoară. Ne limităm la lucrurile care se văd. Și totuși Petru aici ne spune în acest verset, 1 Petru 3:4, ci să fie omul ascuns al inimii. Mi-aduc aminte de Moise, omul lui Dumnezeu. L-a văzut o mamă după ce l-a născut. Capitolul 2, cu versetul 2. Acolo ne spune cuvântul lui Dumnezeu că această mamă s-a uitat la el și a zis, e luptă mare, cu alte cuvinte, sunt atât de intimidată pentru ceea ce văd, copiii de parte bărbătească sunt uciși. Eu am unul, e frumos la chip. Îl iau, îl ascund. Cât pot să-l ascund? L-am ascuns 10 ani? L-am ascuns 20 de ani? L-am ascuns 15 ani și acum nu mai e aici. E plecat. Era frumos. Era ascuns. A fost o mamă care în vremurile grele nu s-a temut de Egipt. Pentru că astăzi eu cred din toată inima că aici, la Emanuel, mai sunteți părinți pe care vă încurajez astăzi, ascundeți-vă copiii în prezența lui Dumnezeu. Ascundeți-vă copiii în rugăciune. Ascundeți-vă copiii în post. Ascunde-te cu soțul tău, cu soția ta, la taina părtășiei fiecare zi. Ca copiii noștri să nu zică, n-avem timp să zâmbim, n-avem timp să ne mai privim în ochi, n-avem timp să mai cântăm o cântare, n-avem timp să mai vizităm un orfan, n-avem timp. Parcă e tot mai folosită fraza asta dintre noi. N-am timp, zice, n-am timp. Vezi că voi ați cântat. N-avem timp. Și cred că cum vă confruntați voi ca copii cu asta, nu se confruntă nimeni. Făceți-vă timp din copilărie să-L slujiți pe Domnul. Pentru că în voi e comoara care lumea vrea să o vadă. E ceva ascuns. Eu nu vreau ca despre voi să se zică că sunteți doar frumoși, cum a zis despre Moise. Moise era frumos la chip. Dar peste ani Moise primește o frumusețe mai puternică. Și anume, pentru că Moise a ales să nu fie numit fiul fiicei lui Faraon. Cea mai puternică frumusețe care o poate primi un om, nu când e frumos el fizic. Eu cred că a fost frumos Moise. Eu cred că a fost frumoasă Estera. Eu cred că a fost frumos Iosif. Dar eu cred că a fost frumos și Samson. Dar eu cred că există o frumusețe care îi dă mai multă valoare cerului. Este când omul îl întâlnește pe Domnul și se înfrumusețează în prezența lui. Lăudați să fie numele Domnului în veci. David. Vorbeam despre Moise și aș vrea să mai fac un popas aici la Moise puțin. A fost pus. Pe ce a fost copii pus Moise? Știe cineva să-mi spun? Într-un sicriaș pus pe râul Nil. Dar de unde a avut sicriașul GPS, a avut Maps? Cum o știut sicriașul să-l ducă pe Moise până unde a ajuns, până în zona faraonului. De unde o știut?
are Dumnezeu soluții. O ajuns dintr-o dată Moise, sicriașul acela, da? Care e un simbol a unui omoare, îi dau drumul în numele Domnului, gata-i cu el, să duce. Nu e așa că uneori te regăsești și tu în situația acestei mame? Și poate că în lucrurile acestea, materiale, știi că nu te vor aduce undeva. Și nu știi ce să faci. Și în seara asta Duhul lui Dumnezeu îți spune, puneți nu doar pâinea pe ape, și după multă, nu după multă vreme o vei găsi. Ce frumoasă comparație am găsit aici între pâinea pusă pe ape, cum spunea omul mai după vremea lui Moise, și în vremea lui Moise punerea acestui prunc pe ape. Să spui copilul pe ape și să-l lași să meargă, ar face o mamă astăzi? Ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu aici, dragii mei, este că lumea aceasta, cu apele ei mari, indiferent cât de învolburate ar fi, există mame care au credință în Dumnezeu. Ceea ce a sădit mama aceea în Moise a rămas peste ani în Egipt. Deși a fost gângav, deși puteai râde de el, deși puteai să-ți faci o părere slabă despre Moise, pentru că n-avea atitudine, n-avea această dicție în el, dar Moise l-avea pe Dumnezeu. Trăiască numele Domnului în veci. Și ajunge acest om binecuvântat. Vedeți, ascuns o vreme și totuși a ajuns să se descopere comoara din Moise. De aceea astăzi nu știu pe ce ape ești. Vreau să spun ceva, roagă-te lui Dumnezeu și nu renunța. Curând Domnul va descoperi ce e în tine, lăudat să fie Domnul. David, un om ascuns la oi, Dumnezeu i-a dat valoare, lăudat să fie Domnul în vecii vecilor. Observați, dragii mei, că noi avem o vorbă care o spunem deseori, zice, omul ascunde ceva. Zice, uite-te la el, uite-te la ea, zice, ascunde, cred că ascunde ceva. Că vorbeam de lucrul ăsta, comoară ascunsă. Și în al doilea rând, aici, ascunsă într-o țarină. În tine, omule, stă ceva ascuns. În partenerul tău de viață stă ceva ascuns. În copiii tăi stă ceva ascuns. Mă duc deseori cu tineri și aud pe mulți tineri vorbindu-se de rău unii pe alții. Mă duc în multe familii, mă duc la multe părtășii și numai părtășie nu-i. Și dintre doi se fac trei. Acolo Biblia spune că din doi a făcut unul. Noi cam facem din 2, 3, 4, 5, 10. Și vreau să vă spun ceva. Când cineva îi ascunzi ceva, aici în seara asta, și dacă eu pe fratele meu nu-l iubesc, nu dau voie ca acel ceva ce e ascuns în el, nu-i dau voie să vină la realitate. Există ceva ascuns în tine și eu trebuie să spun în seara asta, Hristos vrea ca ceea ce a ascuns în tine să scoată la viață. Poate vezi persoana care o ai de lângă tine și de multe ori ești nervos, ești supărat. Te uiți la el, te uiți la ea și parcă nu ești mulțumită, nu ești mulțumită de copii, nu ești mulțumită de familia ta, nu ești mulțumită de biserică, nu ești mulțumit de cor, nu ești mulțumit de tineri, nu ești mulțumit. În tine, în pruncii ăștia, stă ceva ascuns. Iubiții, amin? În bunica stă ceva ascuns, Domnul să te binecuvinteze, soră, frate, bunicule. Tu care ești la balcon, în tine stă ceva ascuns. În Betleem a stat ceva ascuns. În Betleem a stat ascuns Iisus. Și Betleemul avea un grajd
Și în grajdul acela mirosea greu. Dar de unde să se nască un prunc tocmai acolo, Mântuitorul lumii? Și tu, Betleeme, nu ești cea mai neînsemnată? Pentru că din tine, Matei 2:6, din tine va ieși. Din mine să mai iasă ceva? În tine există ceva ascuns. Ascunsă într-o țarină, repet versetul citat, o comoară ascunsă într-o țarină. Ne ascundem pe net. Și parcă noi am vrea să fim descoperiți și parcă de multe ori mă uit, aș vrea ca să mă descopere cineva, să vadă ce am eu. Și de multe ori am rămas dezamăgit că am încercat eu să zic dacă ar observa oamenii asta la mine. Și Domnul nu vedea lucrurile acelea, o valoare în mine. Și spunea, nu astea vreau să ți le descopere lumea, astea sunt ceea ce se văd, e carapacea, tu ai ceva mai valoros în tine. E gunoi acolo peste, e trestie multă, e pământ mult, e iarbă multă. Și trebuie să sap prin suferință, să descoperi, să scot din tine la iveală comoara. În al treilea rând, când au găsit-o, cu alte cuvinte aici spune, când un om a găsit-o, o comoară ascunsă într-o țarină, trei, și aici spune, când un om a găsit-o. Mântuirea poate fi găsită numai prin sacrificiu, amin? Iată ce spune la Matei 7:7. Căutați și veți găsi. Cereți și vi se va da. La final spune, bateți și vi se va deschide. Luca 17:20, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Știu 21, nu se va zice, uite-o acolo sau uite-o aici, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este la Oxford. Împărăția lui Dumnezeu e în Israel, în Ierusalim. Împărăția, Luca 17:21, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Nu știu dacă conștientizezi în seara aceasta mesajul acesta. Ești gata să accepți că în tine există împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și la Ieremia 33:3, dacă nu greșesc, spune, mă veți căuta, spune mai sus, dar versetul acesta spune așa, 33:3, spune, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, repet, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Ascultă-mă. În tine există ceva ce tu nici nu cunoști. Mă doare atât de mult că de multe ori am văzut poate o altă mamă mai valoroasă ca mama mea. Și de multe ori a zis în viață că eu cu mama mea nu mă pot înțelege în unele lucruri. Știți de ce? Pentru că n-am săpat. Știi de ce e mai bună biserica lui altul? Deci uneori zice, e mai bun pruncul ăla ca tine, tu ești o mulă, zice. Dar e mai bună alucutare decât ceea ce tu ai în casă. Și diavolul vine și îți ia mintea să te facă să te duci spre comoara altcuiva. Și Domnul în seara asta spune, nu în casa ta, în familia ta, în biserica Emanuel aici, eu am comori. În casa ta e o comoară binecuvântată, tu trebuie să o descoperi. Trebuie să sapi.
Tu ești o comoară. Ai spui, nu pot cânta. Dacă aș avea și eu darul prorociei. Dacă aș face și eu cu tare lucru. Dacă aș fi mai slab. Dacă aș fi mai nu știu cum. În tine e o comoară. În tine e ceva valoros. În tine e veșnicia. Trăiască numele Domnului în vecii vecilor. Și în final, în seara aceasta, vinde tot ce are. Și ce face? Cumpără țarina aceasta. Am conștientizat în viață că trebuie o atitudine foarte promptă pentru a ajunge la mântuire. Vă spun din toată inima aici în seara asta, la final. Oamenii care au ajuns să găsească comori și au luptat, te uiți de multe ori și spui, băi, dar cum o meritat ăla o așa comoră? N-ați auzit vorbele astea printre noi? Băi, zice, ce comoară are lângă el? Și zice, nu știe să o prețuiască! În tine există ceva valoros, ceva divin. Și dacă tu plecând de la biserică, din seara aceasta vei săpa, vei iubi mai mult, vei accepta mai mult, vei ierta mai mult, te vei uita la copilul tău și vei spune, tu ești o comoară, din tine va ieși cel mai bun cântăresc, cel mai bun predicator. Cum a spus Ana despre Samuel, îl voi da Domnului. Iertați-mă că astăzi oamenii își dau prunci altcuiva. Îi spune, du-te acolo, zice, du-te în cutare lucru, du-te în cutare lucru. Și Ana a spus, îl voi da Domnului. Mă rog ca pruncii ăștia să fie dați Domnului. Mă rog ca bătrânii bisericii să fie dați Domnului. Mă rog ca voi cei de la balcon să fiți dați Domnului. Biserica care vine, generațiile care vin, cântăreții care vin, va trebui să fie dați Domnului. Mântuirea poate fi asigurată numai prin sacrificiu, prin frângerea intereselor, a timpului, a talentului, a multor lucruri, pentru că prezența lui Hristos în viața ta. Vă dați seama, dragii mei, să vinzi tot ce ai, o plătit cu sânge. Trebuia înainte ca să vină El, te duceai la preot, plăteai țapul acela care îl duceai, îl plăteai, îl duceai preotului și preotul îl jertfea pentru tine. Și spunea istoria că venea o frică groasnică în tine când știai ce mult costă un țap. Să-l duci ca jertfă pentru păcate. Și totuși păcatele erau doar acoperite. Și costa mult o jertfă în vremea Vechiului Testament. Dar astăzi, mult, mult, mult a costat Golgota. Dar cineva o plăti pentru noi și ăsta Iisus, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, trăiască numele Lui în vecii vecilor. Comoara aceasta merită să o ai, să strângi timpul tău, să te strângi pe tine, adică să plătesc un preț. Chiar dacă mi-ar sta bine să fiu altundeva la ora asta, chiar dacă mi-ar sta bine să am alte relații, chiar dacă mi-ar sta bine să am, nu știu, un alt nume, o altă lucrare de făcut mai bună pentru trupul ăsta, eu plătesc un preț. Mă doare că tinerii astăzi nu vor să mai plătească un preț. Spunea Iisus Hristos despre El, spunea că a disprețuit rușinea, a suferit crucea. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Și noi parcă n-am vrea ca oamenii să se întoarcă de la noi, ar vrea tot la noi să se uite oamenii și căutăm aprecierile oamenilor. Vrem comorile care se văd și Domnul ne spune astăzi, în voi există comori adevărate. Tu ești o comoară, nu trupul tău, tu interiorul tău. Nu căuta să ai bani, nu căuta să ai nume în viața asta, caută să descoperi comoara din tine. Chiar dacă ai păcătuit, chiar dacă ești frânt, chiar dacă ești căzut, chiar dacă ești disperat, în tine există o comoară, e Iisus. Și Iisus vrea să facă un om binecuvântat din tine, un om iertat, un om grațiat.
Pune-te, rog, dragul meu, sunt ultimele versete care vreau să le pun cu voi aici în seara asta și vom cânta un cântec și ne vom ruga. Luca 18 cu 21. O venit un tânăr bogat la Domnul Iisus. Și tânărul ăsta atât de bine știa să vorbească. Și-a venit cu atitudine la Domnul Iisus și a spus: Doamne, eu fac, eu dreg, eu cu tare lucru. Și-a venit la un moment dat tânărul acesta și a rostit Domnului cuvintele acestea. Și aici ne spune ceea ce i-a spus Iisus și repet și eu. 22 verset. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, apoi vino și urmează-mă. O să vând, dai un preț pentru asta. Imaginați-vă că Domnul v-ar zice vouă material asta. Dar în seara asta știți cum o face Domnul? Renunță la tot. Renunță la frică, renunță la orgoliu, renunță la mândria din tine. Plătește prețul, trăiește altfel, iubește, iartă, fii un om milos, fii un om blând, fii un om iertător, fii un om plin de dragoste, fii un om care să te întorci la Domnul cum nu te-ai întors niciodată, adică vinde tot ce ai, că îți mai lipsește un lucru. Doamne, tocmai asta nu pot să fac, nu mă mai pot ierta pe mine, nu pot iubi. Nu pot să mai am încredere în casa mea, nimeni. Nu mai pot să mă uit la persoana aceea. Nu mai pot să mă uit la fratele de pe ultimul rând. Nu pot să mai uit la mama. Nu mai pot. Am lucruri în viața mea de care sunt prins, sunt legat. Și iată ce spune Iisus Hristos, dragii mei, aici, la Marcu 10:21. Cuvintele le-am ales mult mai profunde de aici. Iată ce a făcut Iisus. Iisus, 1, s-a uitat țintă la el. 2, l-a iubit. Și în al treilea rând, i-a zis. Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai și dă cui? La săraci. Și fiți atenți aici cum ne subliniază predica și o încheie această taină a noului legământ. Versetul 22 spune așa: du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. În acest tânăr era ceva mai valoros decât comoara care o avea el. Dar știi care a fost durerea? Nu a vrut să o descopere. Să vii la Domnul cu niște comori, să ai, și totuși Domnul să spună: auzi, tu mi-arăți mie ce comori ai tu. Dar în tine există o comoară pe care tu nu vrei să o descoperi. Pentru că sacrificiile dor. Și eu nu pot, Iisuse, eu nu pot să fac asta. Sunt prea încrezut în mine, mă cunosc pe mine însumi, știu ce pot. Eu le fac pe toate, mă văd bine. Îmi place să cred că omul ăsta avea o liniște, era un tânăr liniștit. Știa, parcă și-a făcut programare să-L întâlnească pe Iisus. Și totuși Domnul îi spune: tu ai comori aici, dar nu ai pe aia în cer. Motivul rugăciunii mele pe care vreau să o fac cu voi este inspirat dintr-o cântare pe care vreau să o cânt aici. Tu n-ai sub soare asemănare. Ești necuprins, ești nemărginit. Privirea-ți blândă e o splendoare.
pe drept, Iisuse. Știți ce spune refrenul? Tu ești iubirea mea, tu ești comoara vieții, soarele meu frumos, din zorii dimineții. Dragul meu, în seara asta, vreau să pun punctul pe ceea ce a spus Iisus Hristos. Du-te, vinde tot ce ai și vei găsi o comoară în ceruri. Și în seara asta spun din toată inima, lasă-te descoperit. Că în tine există ceva. Și vreau ca în seara aceasta să cântăm cântarea asta, ridicați în picioare. Vă invit să vă ridicați. Vreau să cântăm și dacă vor să mă ajute tinerii de aici care cântă cântările în biserică, grupul, frații, surorile, să cânte, să conducă cântarea asta. Vreau să cântăm din toată inima cântarea asta. Și vreau să spun un lucru în seara asta. Tu ești o comoară. Și în seara aceasta Domnul vrea să te deschizi și să lași să intre în tine cel ce descoperă, marele om care știe, Iisus Hristos, să intre în inima ta. El vede că există o comoară acolo. El vede că există în inima ta ceva valoros. Are oamenii te ignoră, prietenii te ignoră. Poate tu personal spui, eu nu sunt un om de valoare. Eu sunt un om care nu sunt prețuit. Am starea asta, am situația asta prin care trec. Omule, ascultă-mă, nu pleca. Nu te întoarce. Iisus Hristos vrea să descopere comoara din tine. În seara asta când vei pleca acasă, te rog din toată inima. Voi încheia aici mesajul după această, cu această cântare, te rog din toată inima, la ora 8 fără câteva minute, la ora 20 fără câteva minute, du-te acasă și te rog comorile care ți le-a dat Domnul, prețuiește-le, amin. Te rog ceea ce a pus Domnul lângă tine, prețuiește, amin. Te rog ceea ce a pus Domnul în biserica aceasta aici, prețuiți, amin. Sunt niște comori în biserica aceasta. Sunteți niște comori, dragile mele mame, dragii mei părinți, biserică, tu care urmărești prin intermediul internetului acest program, în patul tău, pe patul tău, în suferința ta unde te afli, chiar dacă treci prin suferință, în tine e o comoară, în tine e ceva valoros. Lasă-te descoperit. Și mă rog ca rugăciunea care o facem după această cântare să vină înaintea Domnului și să-i spui, Doamne, iartă-mă că m-am desconsiderat, eu sunt un valoros. Tu ai spus că împărăția ta e în mine. Cântăm. Tu n-ai sub soare asemănare. Aleluia! Ești necuprins, ești nemărginit. Iubirea sfântă e o splendoare. Yeah.
rugăciunea aceasta să spui, Doamne, Tu ai pus în mine comoară. Tu ai pus în copiii mei o comoară. Fiecare copil care ți le-a dat Domnul e o comoară. Persoana de lângă tine e o comoară. Nu e o greșeală ce a pus Dumnezeu lângă tine. Nu va trebui să sapi mai adânc. Va trebui să spui din seara asta, mă sacrific mai mult pentru familia mea. Și vreau să descoper ceea ce Domnul a pus în casa mea. Aleluia! În ceasul greu, seara aceasta mă rog ca Domnul să cerceteze toată adunarea. Comorile care stau ascunse în tine să fie scoase la iveală. Cel ce este o comoară pentru întreg universul, Cel ce e comoara lumii, El este în tine, L-a pus comori în tine. Soarele frumos, o comoară vieții, mărit să fie numele Domnului în veci. Soarele meu frumos, din zori dimineții, Tu ești comoara, Tu ești comoara vieții, Tu ești comoara vieții. Soarele meu frumos, din zori dimineții. Ieremia 33:3 spune, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Te rog cu toată seriozitatea să nu pleci în seara aceasta acasă. Știu că nu este o seară, nu e o seară de evangelizare pentru cei din lume. E o seară, a fost pentru tine specială. Te-ai desconsiderat. Ai spus că e mai valoros ceea ce a pus Dumnezeu poate în altcineva. Sau poate spui, n-a pus Domnul nimic în mine, de ani de zile tot aștept să se întâmple ceva și nu se întâmplă. În tine există ceva valoros. Mă rog ca din seara aceasta și în rugăciunea aceasta, iubitul meu, scumpul meu, oricine ai fi, vin în această rugăciune și spune-i Domnului, Doamne, e ceva ascuns în mine și în seara aceasta mă deschid, recunosc, vreau să prețuiesc această comoară. Poate e un dar care l-ai folosit și acum nu-l mai folosești, l-ai îngropat. Poate sunt calități care Dumnezeu ți le-a dat. Țin minte că am stat de vorbă cu o persoană tânără, în copilărie a recitat poezii atât de frumos. Și acum, la ani, în viața de adult, nu mai poate recita, nu mai poți zice, nu mai, mă rușinez. Ei, în această seară, oricine-i fi, tu poți să mai fii folosit de Domnul. Tu poți să-L mai slujești pe Domnul. În tine există ceva valoros. De aceea mă rog ca în seara asta să vii cu o rugăciune sinceră. Nu vă chem la o rugăciune în volum sinceră, în volumul ei, în sunetul ei, nu. O rugăciune sinceră a inimii, în care sufletul să se deschidă și ceea ce e comoară acolo să primească lumină, să fie prinsă de mâinile tale, de mâinile credinței, să iei comoara în mâini și să spui, mă duc acasă din seara asta, voi prețui ceea ce Domnul mi-a dat, voi lucra acolo unde am abandonat. Dacă ai abandonat, cumva să sapi. Ai săpat de multă vreme și ai renunțat de o vreme încoa. Te chem din seara asta să sapi, pentru că există ceva valoros. Ne rugăm cu toții. Ne rugăm, Doamne, vine înaintea Ta în seara.